A, da, da, era să uit, doamne, bine că mi-ai zis. Separi porcovul, cartoful și mazărea. Deja are mâncare 2 kg, ești de bun. Da, la să o păstrez pentru dușmani. I'm sexy and I know it. Doamne, ajută. Salutare frumoșilor, sunt eu, Emi, preferatul vostru de noaptea târziu. Astăzi vom găti sub forma telefonului fără fir. Noi trei împreună cu Ramona Olaru, cu Bogdan Peche și cu Bie Tequila. O să ne transmitem de la unul la altul ingredientele până vor ajunge la cuza, nu știu sub ce formă, pentru că nimeni nu are voie să noteze, în afară de cuza care va fi ultimul. Vom găti astăzi mușchiuleț poșat cu unt și piure de mazăre și dressing de mazăre cu cartofi dulce. Sau morcov, depinde ce găsește băiatul la supermarket. Așa că o să o sun pe Ramona să-i spun cum se prepară și care sunt ingredientele pentru acest preparat făcut de domnul Cuza. Alo! Sărut mânușițele! Ai, bună ziua! Ce faceți, scumpă domnișoară? Eu ții foarte bine! Sunteți pregătită să aflați ingredientele și modul de preparare a preparatului? Uai, doamne, sunt pregătită numai că am minte ascultă și nu știu ce o să iasă. Avem nevoie de un mușchiuleț de porc mic. Și o lingurință de unt. Hai să spun ce se întâmplă aici. Trebuie curățat de pieliță mușchiulețul. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Te pup, pa! Pa, Emi! Pa! Doamne ferește, nu vă țin minte nimic, trebuie să-mi sun pe Tekeș. Eu nu o să mănânc nici o să gătească. Alo, da! Hei, Tekeș! Bună ziua! O să-ți spun repede ce am de spus dacă îmi mai amintesc. Ok. Haide, fii atent! Us. Avem nevoie de 3-400 de grame de mușchiuleți de porc. Haide, cap meu! Bine! Sare, piper negru, o legătură de cimbrișor. Bine! Un cupuleț de unt, 200 de grame de mazăre, un cartof dulce sau un morcov, pentru că îți trebuie la un dressing, unul dintre astea. Încă o linguiță de unt și îți mai trebuie și 8-10 frunzulițe de mentă. Ne apucăm de treabă! Pentru preparare ai nevoie de o pungă. Cu ce, cum? Deci am o pungă. O pungă, închizi cât de cât mai strâns și îl pui în apă, într-o oală la fiert, cât să acopere apa, cât un colț al pungii îl turtești, îl bagi înăuntru. Ce să fie mai... Cu... Îl lași 5 minute să fiarbă în clocot. Punga să fiarbă în clocot. Punga să fiarbă în clocot. Auzi, și la alea dinainte pui și sare și piper, după gust. A, da, da, era să uit, doamne, bine că mi-ai zis. Separi... Și separat păstrez cartoful roșu, ăsta roșu dulce. Cartoful roșu? Mai mulți cartofi? Nu, am găștiu, era cartoful dulce. Sper să avem ce mânca în seara asta, pup! O să mâncați punga aia topită, pa! Da, Bogdanică! Cucule, fii atent! Trebuie să gătești în seara asta, eu îți dau cea mai tare rețetă din viața ta, ok? Ține minte, ai nevoie pentru rețetă de 3-400 mușchi de vițel, niște unt, îți trebuie un cartof roșu, sau un ardeel dulce. Sau și. Îți trebuie un cartof și îți trebuie un ardeel sau un morcov, mă. Nu, știi ce? Ia-le pe toate. Și ardeel și castraveti, și nu castraveti, morcov. Așa. Și să nu uiți de sare și piper negru. Sarea nu neagră, doar piperul. Da, știu. Iarăși important e cimbrișorul. 300 de grame de cimbrișor, dacă o fi corect așa ceva. Măsline, îți trebuie măsline, hai să fie 100 de grame de măsline. Deja are mâncare 2 kg, ești de bun. Nu știu, frate, nu mă pricep cu mărimile. Eu cred că pentru o masă copioasă ajunge, stai un pic să mă mai gândesc. Da, atât. Modul de preparare ăsta o să te lase mască, cucule, deci fii atent. Bagi mușchiulețul de vițel în pungă, da, închizi punga și ca să-i dai o formă să fie mai drăguț, ceva, o apeși pe capătul drept. Și faci un pireu. Faci un pireu din cartofi și cu restul de ingrediente, mă jur că nu mai știu, dar dacă... Le arunci pe acolo, îți faci să fie pedigul frumos, nu? Da, mă, asta vreau să zic. Nu, mi-a zis Ramona, dar cred că a uitat un pahar de apă. Un pahar de apă lângă voi să beți. Și cu un băț înțepi punga. Te pup, pa, pa, pa. Băieți, îmi pare rău. Știți foarte bine că stau prost cu memoria, m-a spus pe mine în challenge-ul ăsta. Poftă bună.
Bună ziua, Bie, ce faci? Bună ziua, Coie! Uite, tocmai ce am pornit și eu camera, ia spune. Am primit și o rețetă, ți-o zic repede, de la Techeș. El a fost ultimul care mi-a zis-o și e puțin complicată. Ok. Ce ai nevoie dintre 300-400 de grame de mușchi de vită, ai nevoie de un cartof roșu, ai nevoie de un ardei roșu, cred că ardei gras, morcovi, cimbru, mi-a spus Techeș că mai mult, mi-a spus 300 de grame, dar eu cred că sunt 30 de grame sau 40 de grame, ceva de genul ăsta. Sare și piper negru și acum e modul de preparare a mâncării. Mușchiul ăla de vițel de vită, de ciofie, se pune într-o pungă. Punga aia se închide etan și la un moment dat, dacă se umflă, punga aia se face niște găurele ca să se aerisească, să nu puște punga. Cartoful ăla de care ți-am spus, ăla roșu, împreună cu măsline, scuze, am uitat de măsline. Cartoful ăla împreună cu măslinele. Cam asta e. Ok. Da. Bine, hai că sun acum, te pup. Pa, pa. Eu sunt singurul care are voie să noteze rețeta. Bun, nu o să te ajute prea mult. Ai nevoie de 300-400 de grame de mușchi de vită. Un cartof dulce. Da, cartof dulce era, că a zis roșu, cred că e dulce. Cum e ăla? Adică cum îl descoperi în magazin? La cartof dulci. Ah, ok, da, și eu prost întreb. O să-l descoperi. Așa, un ardei gras, roșu, da, măsline, da, morcovi și cimbru, cam jumătate de pliculeț, a zis? Piper și sare. Și acum am mod de preparare. Pui într-o pungă carnea de vită și o pui la fiert și faci niște găurele în pungă ca să iasă aerul. Pui legumele, cred că lângă pungă, pui legumele. Adică în aceeași oală. Așa a zis, da. S-a încurcat la un moment dat și a spus că le pui în tigaie, deci cred că după aia le pui pe toate în tigaie. O să fierb cartoful. Da, da, fierb absolut toate legumele. Faza e că mi-a spus și de măsline că le pui lângă legume, gen. Totul se sfârșește în tigaie după? Da. După ce fierb carnea și legumele, trebuie să le și prăjesc. Cred că da. Eu, deci îți spun, ți-arăt pe filmare că așa a fost, gen. Aolo! Îți mulțumesc din suflet. Mie chiar îmi pare rău. Dacă este ceva ca lumea, promit că îți păstrezi și ție o bucată sau îți transmit rețeta scrisă, că probabil o să o uiți. Da, să o păstrezi pentru dușmani. Am o presimțire că a ajuns la mine doar 20% din rețeta asta. Și eu cred, sincer, că n-am auzit așa ceva în viața mea, gen pungă de aia la fiert, dar ce să faci asta? Bie, îți mulțumesc din suflet. Cu multă plăcere. Te pup și eu. Pa, pa. Te pup. Pa, pa. Doamnelor și domnilor, mă așteptam să am mult mai multe ingrediente, dar plec la cumpărături. Haideți să vedem preparațiul. Doamnelor și domnilor, operațiunea cumpărăturile pentru rețeta din cea mai rămas din ea, pentru că atât s-a dat, atât facem, începe acum. Cel mai tare pregătar! Haideți voi primi! Stai mă, bă, eu trebuie să cumpăr. Și avem așa, 300 de grame de mușchi de vită. Nu e! Un cartof dulce. Cartof dulce aveți? Hai, sunt dulci. Sunt dulci. Mi s-a spus că e dulce. Un ardei gras, un morcov. Măsline, un pumn, sare, piper, sare, am piper de sare, cimbru, jumătate de pliculeț. Din păcate n-am găsit carne de vită în magazinul ăsta, dată fiind pandemia, nu risc să plec mai departe, așa că, dragilor, cei care ați transmis rețeta și cel care a dat-o din prima, cer scuze, o să trec pe carne de porc sau pe carne de pui. Carne de porc. Și am găsit și pungă. O să mai folosesc și ce ăsta e aici, că parcă e de o altă savoare. Salutare, dragi! Am revenit aici în bucătăria asta minunată cu o rețetă extraordinară transmisă de colegii mei prin telefon de la unul la altul. Ca și mod de preparare, văzusem că trebuie să bag carnea de porc în pungă. Nu vă mai repet, hai să mergem departe. Toată viața mi-a plăcut să gătesc și să mă pup. Îmi trebuie oală. Cum se desface punga? Doamnelor și domnilor, let's get ready, because punga is ready. Și spunea așa că se bagă bucățelele de carne. Pun 3 bucăți de carne, doar atât folosesc, pentru că noi suntem 3 care o să mâncăm. Se înțeapă punga și că să scoatem aerul. Dar punga asta... This is the carne, this is the punga, and this is the oala. Presupun, nu mi-au spus ei, dar presupun că trebuie să pun și apă în oală. Nu știu sigur. Să sperăm că nu fac rău. Nici când la băiatul meu. Ok, am pus carnea la fier. Mergem mai departe. Ne apucăm să tăiem legumele. Acest ardei roșu, sunt cuza e nat. Este foarte bine să mănânci ardei roșu.
Ardeii, să știți că se taie în două feluri. În partea asta sau în partea asta. Eu am să aleg să tai așa. Facem un triunghi. Pentru cei care nu știu ce este un triunghi, faceți un pătrat și trageți o linie diagonală. Ies două triunghiuri! M-am înțepat. Curățăm ardeiul pe cât de bine putem noi, pentru că nu ne dorim să mâncăm semințe. Decât la meciuri și la filme. Uitați aici, talent de... Ardeiul înainte să-l tai se spală. Am uitat. Ardeiuțul e spălat și e gata de tăiat. I'm sexy and I know it. Să gustăm un pic. Bă, ardeiul mi-a ieșit bine. Și îl punem și pe el, bineînțeles, la piept. Avem un morcovel. După ce speli morcovelul, trebuie ras. Iuti, bă. Am tăiat și morcovelul, mergem mai departe. Urmează să punem, exact cum s-a spus în rețetă, un pumn de măsline. Bun, mai avem un cartof. A mai rămas cu jumătate de cartof. Tăiem și cartofelul. Și bineînțeles, ingredientul secret, sarea. Și din acest moment, să lăsăm magia să se săvârșească. Era să uit de ingredientul secret, jumătate de plic de cimbru. 300 de grame de cimbrișor. Asta este cel mai important, cimbrișorul care îi dă gustul, aroma. Știți ce zic, doamnelor, nu este așa? Toate legumele și toată carnea care au fost fierte, trebuie să le mutăm într-o tigaie, să le și prăjim. Ne trebuie cât ulei mai avem în casă, adică aproape deloc. Problema e că nu știu cu ce să scot legumele astea. Delicatesă. Cum reușim oare să luăm carnea de aici, să o scoatem din pungă, pungă care e înfofolită. Am pescuit carnea. Arș. Nu, 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 nu. Trebuie să folosim o furculiță, bineînțeles. Priviți, cărnița a prins un miros și o culoare mormântală. Și a treia bucățică vine aici. Mergem mai departe. O să trebuiască să punem toate astea la prăjit. Cred că trebuia să pun înainte carnea și după legumele. Așa cum am spus în magazin, am să folosesc aceste ingrediente din pungă. Să-i dăm puțină savoare cărnii, nu-i așa? Delicios! O lăsăm puțin la înăbușit și ne dăm seama după miros, nu-i așa? Mi-au mai rămas puține legume și o să fac un piureuț de legume delicios. Cred că mâncarea e gata, s-a și prăjit, piureuțul arată demențial. Să pun și celor doi colegi ai mei, pentru că nu e așa. Trebuie să împarți în echipă, arată impecabil, arată genial. Mâncarea e gata, dar sunt curios de la Emi să văd ce trebuia să gătesc și după aia ți arăt eu ce a ieșit. Păi deja văd. Asta e un piureuț, e bonus. Vrei să spun tot ce te asta e secretul bucătarului. Bă, da, de mirosit miroase bine, să știi. De la cimbru. Am înțeles să le găsim muș de vită și la muș de porc. Da. La început așa e cu de porc. Era cu porc prima oară. Da. Aha. Da, da. Deci am nimerit. Era mușchi de vițel, așa mi-a spus. Da, nu știu de la. Deci de la Teche s-a dus mușchiul. Nu știu ce caută măslinele, că trebuie să fie mazăre. Deci n-am nicio idee. Ce îmi ai pus? Da. Jumătate de plic. Jumătate. Mamar. O minunăție. Aolo! De cărniță. Partea asta cărnii. Așa trebuie să fie, cu o crustă de. Să vedem ce a ieșit. Bă, cartoful ăsta. Cartoful bun. Carne vreau să văd dacă e împătrunsă. La carne ne trebuie puțin, stați mai puțin. Bă, incredibil de bună carne ești de bun.
Foarte bun. Bă, mie îmi place, sincer. Bă, carnea nu e așa rea. Bă, e bună carnea. Dragilor, sperăm să vă fi plăcut challenge-ul ăsta. Dacă vreți să mai facem și cu oricare dintre noi să gătească, scrieți în secțiunea de comentarii. Noi am fost băieții de la Andra Târziu. Vă pupăm, le mulțumim celorlalți colegi implicați în toată chestia asta. V-am pupat, ceau, că noi avem de mâncat. Cum e măslina asta? 3400 mușchi de vițel, 300-400 de grame de mușchi de vită, 300-400 de grame de mușchi de vită, un cartof roșu, un cartof roșu, un ardei dulce, un ardei roșu.